Scandal uriaș după ce au apărut primele imagini cu Gabriel Cotabiță, la mai bine de 2 luni de la accidentul suferit, cântărețul este surprins mergând pe picioarele lui la o plimbare în curtea spitalului în care se reface. Ei bine, bucuria familiei este însă umbrită de o fotografie revoltătoare. O angajată a spitalului de urgență s-a urcat la propriu în patul de la secția de terapie intensivă, acolo unde Gabriel Cotabiță lupta pentru viață cu câteva săptămâni în urmă și fără voia lui s-a pozat alături de Gabi Cotabiță, priviți imaginile, aflat în vizibilă suferință, de parcă s-ar fi aflat pe un șezlong la plajă și nu într-o instituție medicală. Povestind despre toate aceste lucruri cu oameni care sunt apropiați lui Gabi Cotabiță, putem spune cu familia lui imediat. Monitorizat de aparate, încă internat la secția de terapie intensivă, Gabriel Cotabiță ar fi trebuit să se odihnească liniștit pe patul său de spital. O imagine revoltătoare ni-l arată în schimb împins la marginea patului, aproape de a fi dat jos de o infirmieră cocoțată în patul său. Entuziastă și zâmbitoare, angajata spitalului stă lungită ocupând aproape toată salteaua, sprijinindu-se într-un cot și cu cealaltă mână îmbrățișând pieptul gol al artistului, pozând mândră pentru obiectivul camerei foto. Gabriel Cotabiță este vizibil slăbit și pare a se afla în imposibilitatea de a refuza gestul femeii. Gestul femeii este cu atât mai revoltător cu cât familia lui Gabriel Cotabiță s-a luptat din toate puterile să păstreze discreția cu privire la starea de sănătate a artistului, încercând să-l protejeze pe acesta de orice intruziune care i-ar putea agrava situația. Asta mai ales că, potrivit unor surse medicale, artistul s-a aflat săptămâni bune într-o stare destul de gravă și a supraviețuit miraculos după ce a stat minute bune fără să-i mai fie oxigenat creierul, după stopul cardiorespirator suferit pe 8 mai. Chiar dacă există și posibilitatea ca Gabriel Cotabiță să-și fi dat acordul pentru fotografia scandaloasă, nu este exclusă varianta ca acesta să nu fi fost pe deplin conștient în acele momente. Cert este că, după ce fotografia a fost dată publicității, conducerea spitalului de urgență Floreasca, acolo unde Cotabiță a stat în convalescență, s-a autosesizat și a dispus anchetarea cadrului medical. Pe perioada investigației, femeii s-a suspendat contractul de muncă și a fost sesizat și Consiliul de Etică al Spitalului pentru a verifica vinovăția și responsabilitatea acesteia. Potrivit legii, pacienții au drepturi și nu pot fi fotografiați în timp ce se află în situații care le pot leza demnitatea ori onoarea, fără acordul lor ori al familiei, dat în mod lucid și conștient. Da, înfiorătoare această imagine. Vorbim, cum spuneam ceva mai devreme, cu, pot să zic, familia lui Gabi Cotabiță, pentru că erați atât de apropiați și foarte bun prieten, Monica Anghel, Liliana Levința, jurnalistă. Bună seara! Imediat se alătură discuției și Adrian Daminescu, cel care știa de această fotografie și în urmă cu câteva zile a anunțat familia lui Gabriel Cotabiță că există șansa ca această fotografie să apară în presă, dacă vă vine să credeți. Aflăm imediat toate detaliile. Vreau să-l salut și pe domnul Daminescu, dacă este cu noi. Bună seara! Bună seara. Bună seara, bună seara. Bună seara. Bună, Adi. Începem ușor de aici din platou, pentru că voi sunteți apropiații lui Gabi Cotabiță, toată lumea știe și în același timp toată lumea trebuie să știe că prezența voastră aici la emisiune este pentru că fiicele lui Gabi Cotabiță și-au dat acordul ca voi să veniți la emisiune și să vorbiți. De asta am spus că e destul de întărită prezența voastră aici. Monica, spune-mi, vezi aceste imagini, ai fost acum câteva zile la Gabi Cotabiță, te șochează, te supără, te scot din sărite? În primul rând, m-a supărat foarte tare acea fotografie pentru că a apărut. Nu mi se pare normal să... Aceasta e fotografia? Exact, să publici o asemenea fotografie a unui om care se află în suferință, indiferent că îl cheamă Cotabiță sau Vasilescu sau Popescu sau indiferent cum. Și nu vreau să zic chestia asta, am blurat fața lui Gabi Cotabiță pentru că n-am vrut ca lumea să vadă suferința la care el era supus și chinurile prin care trecea. Cel mai trist este că acea fotografie a fost făcută. Cel mai trist e că acea fotografie a fost făcută în stilul acesta, că dacă vă uitați, o infirmieră sau asistentă se duce și face ștela pe șezlong la mare. Nu, într-un spital la reanimare. Da. Este, cum să spun, incalificabil gestul acestei femei și e clar că această fotografie este făcută cu un complice, nu cu ajutorul unui complice, pentru că ea nu se putea
fotografiați. Deci da, cel puțin atent, două vreau persoane să, vreau să au fim participat un pic, la chestia asta. Vreau să fim foarte direct și foarte, cum să spun, cinici, dacă pot să zic așa. Dacă te uiți la săraca femeie, că aproape l-am împins pe Gabi Cotabiță din pat ca să-și facă ce a luat să facă pot. Nu e săraca femeie. Săraca femeie între ghilimele, sau nu știu cum să-i spun. Da, o să vedem ce are de spus și dumneaei în câteva momente. E trist că ajungi să-ți faci reclamă cu un om aflat pe patul de spital. Mă, nu știu dacă și-a făcut reclamă. Știu, bă, chiar și un mare fan, dacă ar fi această femeie a lui Gabi Cotabiță, oricum mi se pare anormal să-ți faci o poză cu un om care este la terapie intensivă. Exact, nu? Adică la reanimare, până unde ajungem cu nu știu, cu umilința... Bun. Celor care sunt în neputință. Vreau să vorbim cu Adrian Daminescu, pentru că el știa de existența acestei fotografii acum câteva zile bune și chiar a făcut un lucru normal, a sunat, a sunat la familia lui Gabi Cotabiță, la cele trei fete care nu mai știu ce să facă ca să aibă grijă de Gabi, și le-a spus, vedeți că există această poză. Corect, Adrian Daminescu? Așa este. Este... absolut regretabil că se întâmplă lucrul acesta. Nu-mi vine să cred că sunt român, trăiesc printre români și pe această poză, dacă vă uitați atent, o să vedeți o mare reclamă. Wow Biz. Da, este acest ziarul care a publicat fotografia. Da, Cătălin, e vorba în primul rând de bunul simț al unui ziar care n-ar trebui să existe. Păi, o să-ți mai arătăm imediat și alte filmulețe, pentru că nu sunt singurii care au pus această fotografie, dar ce vreau să te întreb, tu de unde știai de această poză, Adrian Daminescu? Pentru că tu știai acum câteva zile bune de existența ei. Dragul meu, poza asta a apărut pe anumite telefoane dinainte de a ști eu. Am aflat acum o săptămână și ceva. Deci tu acum o săptămână și ceva ai aflat de această poză, nu? Ai și văzut-o? Da. Nu, n-am văzut-o. Mi-a spus că există. Și atunci i-am spus lui Gabi că există o poză cu... cu el în spital, nu? Nu știu cum să o clasific pe... Da, cu el în spital, în care balenuța aia albastră se fotografiază. Deci tu i-ai spus chiar lui Gabi Cotabiță, nu? Da, i-am spus. Nu știu dacă el a dat atenție la chestia asta. Cert este că fetele lui Gabi știau. Numai că n-au avut ce să facă săracele. Da, nu știu. Da. Păi, cred că au vorbit între ele. Problema este alta. Noi am muncit o viață pentru acest popor. Noi n-am câștigat niciodată banii care trebuia să-i câștigăm. Am cântat pentru acest popor și pentru respectul lui față de noi. Nu mă înțelege, Cătălin? Da. Dacă acesta este la final de vârstă, dacă ăsta este respectul unor oameni, cum să spun, de cultură, că îi consider pe cei de la Wow Biz niște oameni care sunt băieți deștepți, niște oameni culți. Adi Daminescu, știi cum e? Poveștile astea se întâmplă și în America, din păcate, se întâmplă peste tot, cu presa tabloidă. Problema, da, cred, diferența este... Problema e, cred că ce spunea, da, și Monica, da, că într-un spital, da, sau Liana la terapie intensivă. Lăsați-o pe Monica. Te rog, lăsați-o... Monica. Lasă-o pe Monica să spună ceea ce a început să spună. Da, diferența este că poate în America există niște legi care să clarifice aceste lucruri. Pe când în România, chiar dacă cumva există niște legi, ele oricum nu se respectă. Corect. Problema este că în România, repet, indiferent că pacientul se cheamă Cotabiță, Vasilescu, Georgescu sau cum l-o chema, nu are ce să caute poza unui pacient nicăieri, domnule. E vorba de intimitate. De intimitatea omului, a pacientului, pentru că domnul Cotabiță nu se afla într-un spațiu public, da? A, când te afli într-un spațiu public, îți asumi lucrul ăsta, dar ești corect, într-un spital la terapie intensivă. Deci această poză n-ar fi trebuit să existe, din punctul meu de vedere. Eu vreau să le spun ceva foarte important celor de acasă. Prezența Monicăi Angel, prezența lui Adrian Daminescu, prietenii de o viață a lui Gabi Cotabiță, oameni care l-au vizitat și acum câteva zile, este cu acordul familiei lui Gabi Cotabiță. Fetele v-au dat voie să veniți să vorbim. Bineînțeles, eu chiar aseară am vorbit cu fetele, chiar
seara am vorbit cu fetele și mi-au spus că Adrian știa despre această poză și au vorbit acum câteva zile, știu tot. Dar închipuiți-vă cam ce sumă de bani ar plăti un spital în orice țară din lume, da? Pentru așa ceva. Cu pretenții de civilizație, dacă ar apărea o fotografie de genul ăsta în presă. Noi o să încercăm să vorbim, și cu asistenta respectivă. O să vedem, poate femeia are un punct de vedere, poate vrea să zică, domne, nu știu ce s-a întâmplat, deci, am fost forțată. Ce punct de vedere să aibă? Mai, trebuie să vorbim, nu? Nu, este retoric. Adrian Daminescu, vreau să rămâi cu noi pentru că vreau să-ți mai arăt ceva. E vorba despre un filmuleț care de data asta pot să spun că oarecum, după ce vezi fotografia asta, îți creează o stare de bine, pentru că din imaginile acestea înțelegi că starea lui Gabi Cotabiță este una de bine și e din ce în ce mai bine, pentru că asta spunea și Monica când a fost la el. Și vreau să vedem filmulețul și apoi să povestim cum l-ai găsit tu pe Gabi și să înțeleagă lumea că el are toate șansele să fie 100% recuperat. Acestea sunt fotografiile surprinse de paparații de la Spy News luni 13 iulie 2015 și-l arată pe Gabi Cotabiță în curtea spitalului Elias, cred că aici este, da. Unde, în curtea spitalului Elias, unde omul ieșise la o plimbare.